De ce nu este permis să bei alcool? Pentru că însuși Iisus Hristos a zis apostolilor la cina cea de taină: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Toți creștinii știu că Hristos este capul bisericii, iar noi suntem trupul Lui. În situația în care capul spune că nu bea alcool, poate oare trupul să bea? Doar prin metoda clismei. Haideți să nu fim niște clisme în trupul lui Iisus Hristos, să nu aducem alcoolul în biserică. Hristos este capul, domnul și stăpânul bisericii. El a spus că nu va mai bea până la nunta din ceruri. Înseamnă că și noi, trupul Lui, nu vom face acest act împotriva voinței capului. Aici este esența. Dacă Iisus, care este capul, spune: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. În acest caz, dacă eu încerc să introduc alcoolul în biserică, rezultă că eu sunt ca o clismă. Dar eu nu vreau să fiu o clismă în trupul lui Iisus Hristos. Eu nu am o astfel de revelație. Ce spun Dumnezeu și Biblia despre consumul de alcool? Rezultatele beției se văd foarte clar în incestul lui Lot cu fiicele sale. Cuvântul lui Dumnezeu conține porunci clare din partea Domnului. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băuturi amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri. Pe vremea Vechiului Testament, când părinții își aduceau fiul la bătrânii cetății și spuneau: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv, oamenii aruncau cu pietre în el până murea. Mama lui Samson este un exemplu al unei mame care a împlinit porunca lui Dumnezeu să nu bei, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Ana este un exemplu de femeie nefertilă și întristată în duhul ei, care s-a abținut de la vin și a revărsat sufletul înaintea Domnului și a primit un fiu ce a devenit mare profet și judecător al lui Dumnezeu. Nabal, un om zgârcit care s-a împotrivit unsului lui David, a pierdut respectul soției sale și a murit după un chef de beție. Amnon, fiind amețit de băutură, a fost ucis de fratele său Absalom. Copiii lui Iov sărbătoreau și erau băuți atunci când au fost omorâți de un ciclon. Violența este rezultatul beției, spune Biblia. Când ne-am pocăit, când ne-am întors la Domnul, aveam acasă în beci niște butoaie în care încăpeau 40, 60, chiar 80 de găleți. Și aveam multe astfel de butoaie, bineînțeles, pline cu vin. Și a venit vremea când a trebuit să mă hotărăsc. Ori să beau totul, dar erau tone întregi, aveam vii acasă, ori să le vărs pe stradă. Și am spus băieților care m-au ajutat să vărs vinul pe drum: haideți să turnăm asta pe stradă pentru slava Domnului. Și ei au zis: haide! Și toate acele tone de vin le-am vărsat pe stradă. Ei spuneau: dacă află prietenii noștri, ne îngroapă de vii. În cazul în care tu te lupți cu păhărelul, vreau să-ți spun că eu aveam tone de astfel de elixir. Dar când m-am pocăit, am înțeles cine este capul meu și de unde trebuie să-mi vină bucuria și am rezolvat foarte rapid această problemă. Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul și unde lemnul dresurilor nu se îmbogățește. Beția duce la sărăcie. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne, căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Alcoolul aduce durere tuturor celor care îl beau. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunică ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Alcoolul umple mintea omului cu prea curvii și multe gânduri necurate. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Beția este urmată de lipsa simțurilor. Vei spune: m-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Alcoolul creează dependență. Un pahar îl cheamă pe al doilea. Când mă voi trezi? Mai vreau vin! Împărații și conducătorii nu trebuie să bea. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva vânt să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți.
Alcoolul se poate întrebuința doar ca preparat medical. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea, să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Sunt oameni care spun, doar Pavel a scris lui Timotei. Da, i-a scris, dar acolo sunt precizate anumite aspecte. În primul rând, este scris să bea câte puțin. Așa scrie. În al doilea rând, este scris că Timotei era bolnav. Și astăzi sunt o mulțime de medicamente făcute pe bază de alcool. Așa este sau nu? Dar dacă ți s-a prescris un astfel de medicament, tu doar nu spui, de ce să iau eu 10 picături? Mai bine mă duc și iau un pahar întreg de țuică. Faceți așa, așa este? Sau medicii doar nu spun, ce să ne jucăm noi cu tratamentul tău? Ia 3 litri de țuică, 3 litri de vodcă, 3 litri de coniac, acesta să fie tratamentul tău. A primit cineva un asemenea tratament? Nu, dar ne-au prescris de multe ori medicamente care conțineau cantități foarte mici de alcool. Ați înțeles? Vreau să vă spun mai mult decât atât pentru oameni duhovnicești. Cum a fost în viața mea o așa situație? Cum a fost în viața lui Timotei? Și cum a fost în viețile oamenilor duhovnicești? Am fost diagnosticat cu multe boli și unul dintre diagnostice a fost cancer. Am fost diagnosticat și mi s-au dat câțiva ani de viață. Mi s-a spus că nu voi mai trăi mult. Cum am rezolvat eu această problemă? În spital au spus că nu au cu ce să mă ajute. Pot doar să-mi facă o operație și atât. Esența este că în fiecare dimineață, sau mai bine zis, în fiecare zi, dis de dimineață, mă trezeam, mă rugam și de fiecare dată luam câte puțin vin, dar nu era vin. Eu săvârșeam cina Domnului împreună cu rugăciunea. În fiecare dimineață, când mă rugam la Dumnezeu, luam un pic de vin și rugându-mă, frângeam pâinea. Se aseamănă mult cu ce se întâmpla la Timotei. Eu cred că el și Pavel înțelegeau despre ce era vorba. Și dacă e să luăm exemplul vieților mai multor oameni, și Derek Prince a fost unul dintre aceștia. A trecut prin anumite clipe, a trecut prin anumite circumstanțe din viață, anumite aspecte duhovnicești și el spunea la fel. Ne rugăm de dimineață și în fiecare zi luăm parte la cina Domnului. A primit cineva răspuns astăzi? Aleluia! Solomon a scris, am hotărât în inima mea să-mi înveselesc trupul cu vin. O, deșertăciunea deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se înfierbântă de vin, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. Prorocii și preoții greșesc din cauza vinului, se clatine de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroci sunt îmbătați de băuturi tari, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari, se clatine când prorocesc, se poticnesc când judecă. Dumnezeu mustră pastorii care beau. Toți păzitorii lui sunt ormi, fără pricepere. Toți sunt niște câini muți care nu pot să latre. Aiurează, stau tolăniți și le place să doarmă. Totuși sunt niște câini lacomi care nu se mai satură. Sunt niște păstori care nu pot pricepe nimic. Toți își văd de calea lor, fiecare umblă după folosul lui fără abatere. Veniți, zic ei, am să caut vin și ne vom îmbăta cu băuturi tari. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. Prorocul Daniel s-a abținut să bea vin la masa împăratului și Dumnezeu l-a înălțat, arătându-i viitorul omenirii. Conducătorul Babilonului și cei din anturajul său obișnuiau să bea vin și să-și slăvească idolii. Astfel a venit căderea și distrugerea națiunii. Mâna Domnului a scris pe perete. Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărăția ta va fi împărțită și date mezilor și perșilor. Prorocul Ioel striga, treziți-vă bețivilor și plângeți, vă uitați-vă toți cei ce beți vin. Fete tinere se vând la prețul unei băuturi. Căci vor fi ca niște mănunchiuri de spini încălciți și tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc ca o miriște de tot uscată. Vai de cel ce de aproape lui său se bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă și lamețești ca să-i vezi goliciunea. Alcoolul îți provoacă rușine și înjosire. Te vei sătura de rușine în loc de slavă. Bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta.
Bețivii sunt avertizați despre revenirea lui Hristos și judecata lui. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Măreția lui Ioan Botezătorul este legată de abstinența lui totală. Va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și i-au zis, de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postesc deloc? Isus le-a răspuns, se pot jeli nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zilele când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Iată răspunsul, dacă se poate de băut sau nu. Isus spune, se pot jeli nunta și cât timp sunt la nuntă? Când Iisus a venit, a fost o sărbătoare. Unde ați văzut că la nuntă oamenii nu se veselesc, nu beau, nu se odihnesc? Mai ales la evrei. Unde ați văzut? El zice, voi deloc nu înțelegeți despre ce vorbiți. Dar ce el spune mai departe? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Dar acum spuneți-mi, vă rog, după ce mirele a fost luat, când Iisus a plecat, unde este scris că apostolii au băut? Unde Biblia spune, beți, îmbătați-vă la maxim? Este scris negru pe alb. Aceste lucruri au fost doar atunci când El a venit, dar după ce a fost luat, gata. De aceea, Pavel arată clar în Corinteni. El spune, veți bea doar spre amintirea lui Hristos, când este cina Domnului, când vestim moartea Lui. Amin. A primit cineva revelații? Beția duce la poticnirea fratelui. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Bețivii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici crăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sfânta împărtășanie și cina cea de taine nu sunt o băutură, ci o pomenire a morții sale. Hristos a spus, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Astăzi există învățături că poți să bei. Ați auzit? Ce inventați? În Biblie este scris. Nu ați citit că Iisus a băut, apostolii au băut, nu ați citit? Așa că se poate de băut. Vreau să-ți spun, nu se poate. În Biblie este scris, nu se poate. Nu. În Biblie este scris foarte clar, nu. Ce scrie Apostolul Pavel? Că au primit chiar de la Domnul că pot să facă acest lucru doar la cina Domnului. Băutura și umplerea cu Duhul Sfânt sunt incompatibile. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Standardul lui Dumnezeu, episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mârșav, ci să fie blând, nu gâlcivitor, nu iubitor de bani. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutor de mult vin, nu doritor de câștig mârșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Femeile, de asemenea, trebuie să fie cinstite, neclevetitoare, cumpătate, credincioase în toate lucrurile. Să păzim și să împlinim standardul înalt al Cuvântului lui Dumnezeu.